Când cineva începe să se roage, însăși rugăciunea îi va deslega nelămuririle. Dimpotrivă, cel ce nu se roagă, oricât ar auzi despre rugăciune, nu va pricepe nimic. Hristos a spus odată un cuvânt, iar acest cuvânt rămâne în veci. Vedem aceasta și la sfinți. Au auzit odată un cuvânt și l-au păzit întreaga viață. Astfel înțelegem și lucrarea cuvântului lui Dumnezeu. Descoperirea lui Dumnezeu nu sunt vedenile, ci venirile treptate ale dumnezeiescului har. Este nevoie să avem lacrimi la rugăciune și, în general, în viața duhovnicească. Nu e nevoie de multe lacrimi, fie și numai o picătură din plânsul lăuntric al inimii. Acest plâns are o mare însemnătate. Este cu neputință străpungerea inimii fără lacrimi. Lacrimile indică faptul că mintea s-a unit cu inima în Duhul Sfânt, de aceea și părinții dau o mare importanță lacrimilor din timpul rugăciunii. Trebuie să trăim ortodox, adică să conștientizăm starea noastră păcătoasă. De aici începe rugăciunea, deoarece suntem îndepărtați de Dumnezeu. Rugăciunea nu se mai face atunci prin cuvinte, ci ca o tânjire năvalnică a sufletului către Dumnezeu. În istoria bisericii, cea scrisă de sfinți, este expusă calea vieții duhovnicești. În linii mari, ea se desfășoară în felul următor. Încercând să împlinim poruncile lui Dumnezeu, vedem cum patimile noastre ne omoară și cum ne împiedică să ținem poruncile. Aceasta provoacă o durere foarte mare. Durerea crește când se leagă cu părăsirea din partea lui Dumnezeu. Suferim în suflet și în trup. Atunci trăim căderea lui Adam și începe pocăința, cea care deschide mai limpede adâncurile sinelui nostru. Prin plânsul adânc începe curățirea inimii. Atunci primim o nouă putere și ajungem până la vederea luminii. Așadar, când ajungem nimic, pământ, atunci devenim materie pentru zidirea noastră din nou. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Așteptând-am, așteptat pe Doamne.